Vom folosi același principiu ca pentru două mingi. Putem chiar începe doar cu două mingi. Astfel, ne vom obișnui cu faptul de a avea două mingi în mână. Apoi, folosim același principiu ca pentru primele două și adăugăm a treia minge. Putem să începem cu mâna stângă. Și tot așa. 1, 2, 3, 4, 5, până la 9. Cu cât vom fluidiza mișcarea mai mult, cu atât viteza de jonglat va accelera. Putem să și reducem viteza. Pentru a învăța să jonglăm cu trei mingi, există două metode. Putem fie să aruncăm mingile mai sus și mai repede astfel, sau putem de asemenea să formăm un fel de mișcare în care mingile se vor urma una după cealaltă, dintr-o mână în alta.